pe acest display avem sistemele de, mă rog, El Casu în principal, sistemul de avertizare și asistență la părăsirea benzii de rulare. Am mai povestit, dar o să o mai fac o dată și acum. Cum funcționează la Mazda? Foarte interesant. Observați că în timpul ăsta am avut o indicare acolo și a sistemului de detectare a mașinilor aflate în unghiul mort. Apare și în oglindă, dar și acolo. Chiar în timpul ăsta trec mașini pe lângă noi și vedeți ce se întâmplă. Deci reiau ideea cu El Casul. Avem benzile. În momentul în care le detectează, ele sunt albe, așa cum se vede acolo. Și mașina ce face? În mod normal, mergi. În momentul în care te abați un pic de la centru, deci mașina te ține pe centru. În momentul în care tu faci o manevră către dreapta, cum o fac eu acum, simți așa o mână invizibilă care încet îți mișcă volanul înapoi în stânga. Dacă te-a mișcat prea mult în stânga, o altă mână invizibilă te mișcă înapoi în dreapta. Adică ce face? Volanul face mici mișcări stânga-dreapta pentru a te menține între, la distanță egală de marcajele benzii pe care te afli. Dacă semnalizezi, mașina știe că urmează o manevră legitimă, ești conștient de ea, dezactivează acele două linii, te lasă, deci nu se întâmplă nimic. M-am mutat pe banda de interior acum pe autostradă. Bun. Continuă explicația cu El Casul. Dacă eu în continuare simt acele mânuțe invizibile, mă rog, metaforic vorbind, deci simt intervenția sistemului care încearcă să mă țină pe centru, dar forțez, adică mă duc către linie, mă duc către margine, da? Mă duc și la un moment dat volanul începe să vibreze, adică mașina mea atrage atenția. Ok, eu am încercat să te corectez, dar dacă nu te potolești, uite, nu e bine ce faci. Și deci îți și vibrează un pic din volan, dar în același timp corecția continuă, adică mașina e un sistem proactiv, adică, mă rog, pe măsură ce timpul trece și tehnologia avansează, ne îndreptăm spre acele grade de conducere autonomă, că sunt mai multe, sunt definite ele. Poate o să povestesc o dată despre treaba asta, să le și studiez și eu cu atenție, pentru că nu m-am documentat suficient în momentul de față. Pentru că sunt anumite grade de conducere autonomă, alea în care, cum e ăsta acum, în care tu ții mâinile pe volan, ai ochii pe drum, dar mașina te asistă cumva și, mă rog, urmează cruise control, aceea MRCC-ul sau cum se cheamă la Mazda, care știe să păstreze distanța față de mașina din față, să oprească complet și să reia accelerarea, sau să plece de pe loc și să reia accelerarea și viteza care era setată. Deci astea sunt anumite grade de autonomie. Pe măsură ce va evolua tehnologia, se va ajunge la alte, în alte zone în care nu o să mai fie nevoie să mai ții mâine pe volan. O să e mai o zonă în care trebuie doar să ții privirea, deci să fii atent tu, să vezi ce e în față. În rest, nu mai pui mâna pe volan, pe face mașina singură. Și la un moment dat, gradul maxim de autonomie care e? Ăla în care stai în spate și îi spui mașinii, du-mă la mama. Și mașina te duce la mama. Asta e tot. Și în momentul ăla, șoferia s-a terminat. Da, deci, oricum, de pe acum șoferia e destul de alterată, dar fără îndoială că genul acesta de sisteme, cum sunt El Casul, BSD, avertizarea când dai cu spatele și alte sisteme pe care le are și acest CX-5, în anumite situații îți salvează viața. Salvează viața sau mașina. Da? Hai să zicem că în parcare când dai cu spatele și vine o mașină cu 30 la oră, nu te omoară, da? Dar o lovești și strici și mașina lui și mașina ta. Și deci sistemele astea, oricât de mult ne place nouă să ne simțim că suntem noi șoferi și noi știm și privirea noastră și reflexele și așa, nimic nu bate mașina până la urmă. Sigur, intuiția și gândirea umană la un anumit moment fac niște diferențe. Dar uitați-vă și la povestea cu șahul, da?
sunt acum programe de inteligență artificială care după ce joacă 3 ore șah singure între ele, da? Deci programul ăla exersează el 3 ore șah și mă bate cel mai mare campion al lumii, om, uman, da? Îl bate pe ăla, dă-i sună apa cap. Adică realmente. Și atunci ce înseamnă asta? Că la un moment dat sistemele astea cu care vor veni mașinile nu vor putea să mai fie bătute de nici măcar de Schumacher, de nimeni, săracul ăsta e și el cu soarta lui. Nici de orice mare pilot nu o să poată să bată senzorii, că și aici o să vă mai spun eu povești la Mazda asta, câți senzori lucrează pentru anumite sisteme. Deci chestia asta are 25 de senzori care fac o singură chestie, da? Dar ei sunt 25, pe când tu, ca individ, ce senzori ai tu? Privirea, mirosul, mă rog, auzul și așa mai departe, alea care sunt 6 simțuri. Pe când undeva în afară vehiculul ăsta are o sumetenie de senzori care măsoară, analizează de 200 de ori pe secundă și așa mai departe, ceea ce omul nu poate să facă. 0-100 în drive. În sport, în drive sport. Modul manual, așa cum o să observați, trebuie să schimb eu. Deci chiar e un mod manual. Asta nu înseamnă că o să fiu la fel de rapid pe cât o face cutia în D. Deci dacă vreți neapărat 0-100 performanță maximă, TCS off și drive sport. Nu o să nimerim niciodată noi mai rapid decât o să vedeți și acum. Ați văzut că deja tăia se... Și eu încerc să le schimb la 6000 și tot. Și același lucru îl face și în modul sport. Deci manualul, văd că e manual, adică dacă vrei să conduci manual, într-adevăr conduci manual. Da? Observați că îi tai alimentarea la 6250, dar nu schimbă. Într-adevăr, o mașină care îți lasă plăcerea de a conduce. Și 0-100 în modul manual cu sport activat, la fel voi schimba eu că altfel nu ne lasă mașina. Practic trebuie schimbat undeva ușor înainte de 6000 de rotații pe minut ca să nu tai alimentarea. E de asta spun, mult mai bine direct în drive. O lași pe ea în drive sport și știe exact. Nu e mai greu ca șofer să îi dai tu manual și se pierde mai mult timp decât atunci când schimbă mașina automat. Acest CX-5 preia de la vechiul model sistemul iStop, adică sistemul stop-start al celor de la Mazda. O să îl vedeți în funcțiune imediat. Până atunci să simulăm o plecare mai normală în drive, deci ceea ce înseamnă o conducere normală. Observați ce relanti jos are, are undeva la 500, nu știu dacă 550 rotații pe minut. Și iată ce ar însemna o conducere normală, da, deci să
Din păcate nu suntem în oraș, suntem pe un drum liber, dar încerc să vă arăt cam cum schimbă în conducere normală, așa, fără să exagerăm. Foarte elegant, foarte fin. E o mașină care îți oferă două contraste. Odată poate fi condusă sportiv, dinamic, cu control complet, și în modul drive automat poți să conduci aproape ca o limuzină, pentru că tranzițiile între trepte sunt aproape făcute pe nesimțite și silențiozitatea și rafinamentul cu care schimbă cutia într-adevăr sunt de remarcat. Evident că ai nevoie de performanță, tot ce trebuie să faci e să apeși pedala și observați ce răspuns rapid are, adică mașina într-adevăr e mașină, nu e jucărie. Tot în drive, de data asta un pic mai rapid. Foarte bine reacționează cutia de viteze, adică nu am ce să reproșez. Pentru o cutie automată cu convertizor, observați cât de frumos merge în drive. Deci chestia asta cu modul sport e așa. Probabil că sunt niște diferențe în modul sport, da, se modifică parametrii cutiei și reactivitatea accelerației și pentru o implicare mai mare, însă după cum ați văzut, deci să te duci de la 0 la 120-130 de km pe oră așa cu pedala la jumate imediat. 2.5 cilindre, 194 de cai, se simt. Mașina se simte foarte bine cu acest motor. Modul sport în drive, la o conducere normală, parcă reacționează o idee mai... Sigur că diferențele între sport și normal se văd mai bine în modul manual, acolo unde se întâmplă probabil să simți mai bine la mână, ca să zic, acea sportivitate. Altfel însă, așa cum observați, mașina răspunde foarte bine și o să povestesc probabil și în partea de concluzie, dar o să spun și acum. Nu, adică am găsit la acest CX-5 ce vroiam să găsesc la vechiul CX-5. Mașina este rafinată la maxim, în așa fel încât să nu prea mai ai ce să-i reproșezi. Nu, sunt luate fiecare element cu element și îmbunătățit în așa fel încât comentariile să nu mai existe. Și nu prea ai ce să mai comentezi la acest, adică n-ai motor, cutie, interior, nivel de zgomot, totul este rafinat încât îți închide gura. Asta este cu nou CX-5. Spuneam că de la CX-5-ul vechi are sistemul i-Stop, din păcate condițiile nu se întrunesc acum, ca să vi le arăt, o vedeți că scrie not ready. Probabil că e frig afară sau, mă rog, o să... Sperăm că până ducem mașina înapoi o să apucăm să filmăm acest i-Stop. El are o funcționare interesantă despre care am mai povestit și la vechiul CX-5. Adică, în general, trebuie să apeși pedala de frână mai tare ca să-i spui să oprească motorul. Ce altceva vreau să vă arăt? Aici avem și un sistem care vine de pe Mazda 6, adică i-Loop. Este un sistem de recuperare a energiei. În momentul în care, aici aveți grafic tot ce se întâmplă, da? O să încerc să vă arăt. În momentul în care sunt în frână de motor, ce observăm? Că acest condensator i-Loop se încarcă. De ce spun acest condensator? Pentru că asta este i-Loop, asta este și șmecheria lui. Dacă alte sisteme folosesc o baterie sau trimit energia direct în bateria de acumulatori, sistemul de la Mazda e mai inteligent. Ei au făcut asta tot pentru reducerea greutății, în loc să folosească o baterie suplimentară care să recupereze energie și pe care din acea baterie să o distribuie inteligent atunci când e nevoie, în aerul condiționat, în sistemul audio sau mai știu eu, în sistemele electrice pe care le folosește vehiculul, dar în așa fel încât să nu iei acea energie din motor, deci să economisești carburant propriu zis.
energia respectivă care se folosește pentru sistemele amintite venind de unde? Din recuperarea energiei în frânare sau în frână de motor. Și cei de la Mazda au făcut un condensator care este mult mai mic, un capacitor, da, până la urmă, un condensator mult mai mic, mult mai ușor. Calitățile acestui AE-Loop care sunt și sunt vizibile aici. De exemplu, în momentul de față eu rulez, am climatizarea pornită, sistemul audio este pornit, display-ul ăsta este pornit. Ele acum folosesc energie din acel capacitor, deci nu folosesc energie de la motor. Sigur, așa cum vedeți pe ecran, se consumă destul de repede acea energie. Deci e un condensator care practic se încarcă și se descarcă de mii de ori, de sute de ori, de câte ori îl pui în această ipostasă. Deci pe măsură ce rulăm, se mai duce câte o liniuță, se mai duce câte o liniuță. Asta ce înseamnă? Că în conducerea constantă, deci când rulezi pe cruise control, nu, la un moment dat se termină chestia asta și invariabil, fie că este încărcată folosind energie de la motor, acel sistem AE-Loop, fie rămâne așa, adică ia energie direct de la motor fără probleme. Însă într-un trafic de oraș sau un trafic în care oscilezi, porniri, opriri, da? Eu încerc în tipul ăsta chiar să îl descărcăm până la valoarea lui minimă. Deci în trafic normal, când invariabil accelerezi și frânezi, orice frânare, frânare cu frânele sau pur și simplu ridicarea piciorului de pe pedala de accelerație, ce face? Reîncarcă acel condensator și o să vedeți că această reîncărcare, deci eu rulez acum cu 75 de km pe oră, această reîncărcare se face destul de rapid. Deci nu o să frânez, o să ridic piciorul din accelerație. Și observați cât de repede se încarcă capacitorul acesta. Viteza a scăzut la 60 de km pe oră acum și el deja este încărcat. Deci cam asta, așa funcționează acest AE-Loop. Eu l-am mai prezentat și pe alte modele Mazda, dar să-l vedeți, el este prezent acum și pe CX-5 cu scopul de a eficientiza consumul de carburant. În timp ce vorbeam, ați observat probabil că sistemul i-Stop de data asta s-a încărcat, să spunem, deci a atins parametrii de funcționare, poate că temperatură, poate că, mă rog, nivelul de consumatori sau chiar poate că este relaționat cu acel AE-Loop și practic ne-a scris acolo că este ready. Asta ce înseamnă? Că dacă eu frânez acum, opresc mașina pe loc, sistemul a intrat în acțiune și acum ne apare un cronometru în care vedem cât este activ i-Stop-ul, da? Deci motorul s-a oprit frumos. În momentul în care voi ridica piciorul de pe frână, motorul pornește foarte rapid, fără vibrații, fără zgomot. Pleci. Simulăm conducerea de oraș, da? Frânezi. Apeși piciorul un pic mai tare pe frână, din nou i-Stop activ. Bineînțeles că acum motorul fiind oprit, vă dați seama de unde sistemele, adică ceasuri de bord, climatizare, display, sistem audio, își iau energie din acest capacitor. În momentul în care acel capacitor ajunge la valoarea de minim, foarte probabil că fiind relaționat și cu sistemul i-Stop, motorul va porni. Da, în fine, acum am plecat eu. Ați văzut că deja era not ready, apăruse not ready, adică are el un anumit prag la care gata, te trece. Și vedeți și consumatorii, aici sunt indicați cumva. Practic petrecem, parcurgem ultimii kilometri cu acest CX-5 înainte să-l ducem înapoi la sediul Mazda. Dom'le, o mașină care mi-a plăcut. Într-adevăr, o mașină care este așa cum ar trebui să fie. Dacă nu te supără consumul. Sigur, gama de motorizări transmisii pe CX-5 e destul de onorabilă, zic eu, da? Așa că nu ești obligat să cumperi 2.5, deși
După părerea mea, este cel mai rafinat model din, din toată gama. Sunt convins că nu m-ar deranja niciun G160 cu cutie automată. Sunt convins că ar fi ok și dinamic și ca rafinament ar fi apropiat de acesta. Însă, liniaritatea pe care ți-o dă motorul aspirat împreună cu o cilindrie mare este greu de... E greu de descris în cuvinte. Sigur că o să fie mulți care o să vină și o să spună: da, domne, dar motorul nu știu care, turbo de 2 litri și 280 de cai, îl sparge pe ăsta și face și drege și așa. Nu am nicio problemă. E o chestie de gust, da? Dar poate că ăsta e mai fiabil. Poate că sunt oameni care preferă un stil mai tradițional. Mie mi se pare că mașina pur și simplu se simte excepțional cu acest motor. Dar, și aici este acest dar, are un consum un pic mai ridicat decât ești învățat la un SUV de această categorie cu un motor diesel, da? Adică dacă am avea Mazda CX-5 cu motorul diesel, sigur că am sta undeva în zona de, eu știu, 6,5-7 litri la sută condusă corect. În timp ce aici, eu personal, pe 360 de km făcuți, îi vedeți pe bord, consumul mediu, să-i spunem, e undeva la 9,3 litri la 100 de kilometri. Mediu pe bord, pentru că, na, nu știu ce să zic, părerea mea că undeva la un 10 e consumul la care trebuie să te aștept. Deci dacă vreți să vă luați un 2.5 G194, luați în cap chestia asta, 10% nu mă deranjează. Și dacă nu te deranjează 10% consum, asta e mașina care trebuie să ți-o cumperi. Dacă ți se pare mare consumul, nu, pentru că în mod normal cam la 10 ar sta consumul. Sigur, sunt oameni care probabil o să meargă cu ea și o să spună: vai, domnule, am obținut 8,3, 7,1 ăla niciodată. Poate doar să merge așa cum merg eu acum cu 90 de la București la Timișoara și sigur, atunci o să scoți 7% fără probleme. Dar să conduci mașina asta așa cum cere ea să fie condusă, nu vă gândiți la un consum sub 10 litri la 100 de kilometri. Deci asta ar fi un, să spunem, un mic neajuns. Bun, față de variantele diesel, e o diferență de preț în favoarea acestui motor pe benzină. Deci sunt 2000 ceva de euro, nu știu cât e. Adică atunci când vă faceți calcule pentru a cumpăra un CX-5, luați toate aceste aspecte. Câți kilometri faceți anual, cât de mult folosiți mașina în oraș și cât de mult extraurban, pentru că sunt foarte multe lucruri de luat în calcul. Dacă stai foarte mult în oraș, să spunem 80% din timp, și faci undeva sub 20.000 de kilometri anual, eu aș lua mașina asta. Chiar dacă are 10% consum, dar la 20.000 de km anual n-are relevanță când dai 34.200 de euro cât costă mașina asta. Nu este relevant consum. În schimb însă, dacă mergi foarte mult pe autostradă și drumurile tale sunt, nu știu, în fiecare zi faci 200 de km cu 160 de km pe oră, poate că este mai relevant un diesel. Un diesel este mai relevant, de ce? Că la viteză mare tinde să consume un pic mai mic, să aibă un consum un pic mai mic. Adică probabil cu un 3 litri la 100 mai puțin decât această motorizare benzină. Dar la fel, dacă stai foarte mult în oraș cu mașina și nu faci kilometri mulți, ce rost are să iei diesel? Ce rost are să te complici cu problemele unui diesel? Dieselul este mașină de drum lung, să mergi cu ea mult și în general extraurban. În oraș se chinuie un diesel, da? Toată lumea știe asta. Sigur, dacă ai un parcurs mixt, nicio problemă. Adică dacă faci 50-50 autostrăzi și oraș, așa e în regulă, poți să iei și diesel și benzină și ce vrei. Deci asumați-vă treaba asta. Un consum mediu cam în jurul a 10%. Eu personal n-am văzut sub 9,1. Uitați-vă că merg acum cu 90 constant și a scăzut un pic de la 9,3 la 9,2 și probabil că o să scadă și la 9,1, dar n-am văzut până acum pe bord sub 9,1 în condițiile în care mașina a fost condusă corect, cinstit, deci nu am omorât-o, nu s-a tras de ea, în afară de ce ați văzut la filmări, s-a mers normal cu mașina, deci nu i-am rupt fâșul, cum se spune așa, iurea și pormă să mă, vai domne, consumă 10%, nu, consumă 10%, mers normal,
Deci 9 ăsta, 2, el a mers cu minte. Dacă mergi tare cu ea, 160-170 constant, o să fie probabil peste 10 mult consumul, da? Deci luați în calcul treaba asta. Altfel însă, eu urc acum în clasamentul SUV-urilor de acest gen, urc acest Mazda CX-5 practic pe prima poziție. Adică mie îmi place foarte mult acest concept al japonezilor, pe care eu niciodată nu-l pronunț cum trebuie. Jimbai Tai, Jimbai Ita, Jimba mama lui. Nici nu mă străduiesc, e adevărat, cred că vă dați seama că dacă aș vrea să o spun cum trebuie, aș spun-o cum trebuie. Îmi place acest concept de îmbinarea, de legătura calului cu călărețul, da? Că de fapt despre asta e vorba. Deci îmi place cum această mașină mă slujește pe mine. În momentul în care m-am urcat în ea, m-am simțit bine, m-am conectat cu mașina. Asta a vrut să facă japonezul când a construit Mazda CX-5 și nu numai Mazda CX, și celelalte modele Mazda noi. Și părerea mea că i-a reușit foarte bine. Mazda a reușit cu acest G-Vectoring Control pe care îl are să păstreze mișcările, cum să spun eu, deci practic chiar dacă șoseaua își schimbă configurația pe stânga, adică e mai înclinată pe stânga sau mai înclinată pe dreapta, sau ești în pantă, sau frânezi, sau accelerezi, mișcările mașinii de ruliu, tangaj, cum vreți să le spunem, da, limbaj nautic, sunt foarte mici. Deci mașina își păstrează o constanță impresionantă, o constanță pe care o regăsești, de exemplu, la mașini premium, în general la versiuni sport. De exemplu, mă gândesc acum la, nu știu, la un X6M, da? Cum stă pe așa, cam așa, deci acolo te duce cu gândul. Nu le comparăm direct, nu există, dar acolo te duce cu gândul. Adică atenția asta cu care este făcută mașina, senzorii ăștia care lucrează pentru tine, în așa fel încât tu să te simți bine, fac ca percepția pe care o ai când conduci să fie net superioară a tuturor celorlalte SUV-uri pe care le-am condus din segment. Deci eu nu, cum să spun, n-am nicio treabă, nu mă plătește Mazda, nu? Și dacă m-ar plăti Mazda, niciodată nu mi-aș vinde obiectivitatea, pentru că oricine simte când cineva își vinde sufletul, cum se spune. Deci mie pur și simplu mașina îmi place. Dacă vă amintiți la celelalte modele Mazda pe care le-am mai prezentat, când mișcai de volan din capăt în capăt, făcea un zgomot destul de pronunțat și neplăcut. Din ce am înțeles de la posesorii de Mazda, era un zgomot, cum să zic, zgomot funcțional. Da? Așa făceau ele. Nu se traducea în timp în probleme la casetă sau nu avea nicio treabă, dar era zgomotul ăla. Aici l-au, cum spuneam, au studiat problema și l-au mai diminuat, adică se aude, dar mult mai încet și mai... Direcția electrică este setată perfect. Foarte rar spun chestia asta. Adică în oraș este atât cât trebuie, la viteză mare se întărește atât cât trebuie. Tot timpul pur și simplu simți că mașina lucrează așa cum vrei tu. E foarte greu de obținut lucrul ăsta de la un asemenea model, de la un SUV. Rafinamentul suspensiei, atenția cu care au fost setate frânele, tot, amortizoarele, finețea direcției, modul în care lucrează sistemele de siguranță activă, până și intervențiile pe care le face El Casu și, mă rog, sistemele care te asistă pe tine, sunt atât de bine făcute încât pur și simplu simți că ești una cu mașina. Tu, adică, exact. Poate vi se pare că am luat așa și fabulez, dar așa se simte. Exact ca atunci când tu ai calul, conduci calul, da, mergi cu calul, călărești și simți în pulpe tot ce face calul, adică legătura aia care, când tu strângi calul între picioare și atunci te conectezi cu el. Mișcările lui sunt și mișcările tale. Așa este mașina asta. Era și de la generația precedentă, dar nerafinat, adică au încercat atunci și nu le-a ieșit. Au fost compromisuri care s-au simțit. Acum acele compromisuri sunt
sunt istorie. S-a rezolvat problema cu sunetul, mult mai silențioasă mașina, tracțiunea integrală foarte fină și reactivă, proactivă îmi place mie să-i spun, adică te simte dinainte cam ce se întâmplă și reacționează, ajustează, pe viraje se comportă excepțional, inclusiv pe ud și pe zăpadă, îți dă o siguranță, exact ce spuneam, adică această legătură cu mașina, îți dă încredere, acest CX-5 îți dă încredere, ce o mașină, dacă eu aș fi pus acum în situația să aleg o mașină, sunt multe opțiuni în segmentul SUV, mai ales în banii ăștia, că nu e o mașină ieftină, deci în 34.000 îți iei 30 de SUV-uri bune. Dar diferența asta de preț, adică să spunem de la 30 la 34.000, că în 30.000 se încadrează cam toate, și coreenele și cele franțuzești și mă rog, tot ce înseamnă concurență pentru CX-5. Deci diferența asta pentru cineva care are banii, deci care nu e, deci Mazda CX-5 nu este o mașină la care să strângi bani și să zici, mamă, vreau să strâng și eu să ajung la un moment dat să-mi iau un CX-5, că n-ai făcut nicio treabă. Mai bine ți-ai un Kadjar ceva, liniștit, cu 25.000 și te simți bine, ți-l permiți, cum se spune. Deci Mazda CX-5 este o mașină pentru care nu contează dacă mai dai 34 sau 36 sau 32.000. Deci Mazda CX-5 e o mașină pentru care trebuie să ai banii aia. Să ai banii aia și tot ce urmează după. Și în momentul în care ai banii aia și tot ce urmează după, în momentul ăla poți să vii să spui, da, domnule, hai să vedem ce mi-au eu acum. Mi-au Kuga, mi-au CX-5, mi-au Sportage, mi-au Tiguan, mi-au, nu știu, Skoda sau altceva. Te duci, conduci, fiecare are argumente, fiecare mașină are calități, defecte, are puncte slabe, puncte forte și așa mai departe. Vezi că aia are nu știu ce spațiu, aia e nu știu cum, aia are display de nu știu care și funcții și așa mai departe. Pe măsură ce le conduci, încep să vezi că unele sunt mai blindate cu echipamente și nu știu ce, la un preț bun, deci sunt mașini, cum să spun eu, best buy, da? Dai un ban, dar știi ce ai luat. Pe urmă vezi că sunt mașini care se conduc totuși mai bine, la care simți un alt fel de sistem de frânare, o altfel de direcție, o altfel de precizie, o altfel de reactivitate, o altfel de comunicare și începe să se strângă cercul. Mazda rămâne acolo. Și pe urmă când începi să mergi cu Kuga, cu Mazda, cu nu știu ce să mai zic, cu Tiguanul, da, care e o mașină, mă rog, onorabilă, ce începi să vezi? Începi să vezi că Mazda este totuși făcută pentru a conduce. Mazda lasă la o parte, nici nu poți să zici lasă la o parte gadgeturile, că le are și pe astea, dar într-o formă mai diminuată. Deci Mazda lasă la o parte gadgeturile și se concentrează pe altceva. Se concentrează pe plăcerea de a conduce. Deci este o mașină pe care simți că o conduci în fiecare secundă. Stai cu mâna pe volan și fiecare mișcare pe care o faci, ai mișcat din volan, ai mișcat mașina. E, asta nu fac toate celelalte SUV-uri. Doar câteva sunt așa aproape de... Deci părerea mea, subiectiv, după gustul meu, în momentul de față, Mazda asta CX-5 modelul nou, 2017, liniuță, către ce o mai veni, în momentul ăsta o pun sus, hai să nu zic numărul 1, dar o pun în primele 3 mașini din segment. Pentru că oferă, într-adevăr, plăcerea de a conduce, siguranță, proactivitate în tot ce face, confort, silențiozitate, spațiu, tehnologie blindată de tehnologie, motorizare deosebită. Care sunt compromisurile? Că face zgomot motorașul de la Hyon, că nu știu, am un head-up display pe care poate că nu voiam să-l iau și asta e, astea sunt echipările și n-ai ce să faci. Poate că aș fi vrut un display mai mare, dar până la urmă pun întrebați, pentru ce? Pentru ce eu am un display mare, dita mai display-ul la sporte și pe cuvânt în 14.000 de kilometri, nu știu dacă m-am uitat de 5 ori la el. Pentru ce? Deci compromisurile sunt mici, că n-are wireless charging, că nu știu cum e cu Android Auto sau ce, dacă are, dacă n-are
probabil că lumea știe sau are, ai posibilități să te conectezi cu telefonul și să-ți faci treaba în așa fel încât nici măcar navigația în sine să nu mai fie o chestie pe care o vrei neapărat, mai ales că știți foarte bine și am mai povestit, majoritatea navigațiilor de brand, da, deci care vin echipate standard pe mașini, nu sunt întotdeauna aduse la zi. Eu am probleme și cu Kia și cu multe alte mașini, deci sunt cel puțin pe România, poate că pe Europa e altceva, dar în România știe 10 case, 3 orașe și 4 râuri și 2 poduri. Și cam asta e cu majoritatea navigațiilor pe care le-am văzut în ultima vreme. Și vorbesc de mașini scumpe, nu așa de 10.000 de euro. Și atunci îți dai seama că de fapt acest CX-5 te rezumă la plăcerea condusului. Și bine, vine firesc întrebarea cu care o să-și încheie această concluzie. Ce căutați la o mașină? Vreți o capacitate de transport enormă? Luați-vă o dubă. Vreți, nu știu, cel mai mic consum? Bicicleta. Cred că asta bate tot. Dacă vreți un compromis, există multe SUV-uri care oferă de toate. Și atenție, și Sportage este un exemplu, da? Sportage e o mașină pe care o cotez foarte sus, de-aia o și conduc, dar nu se conduce ca Mazda. Deci nu se conduce ca Mazda, oricât așa, oricât îmi place, mie îmi place mașina mea, de-aia am cumpărat-o, că mi-a plăcut. Dar Mazda este altceva, CX-5-ul este, se simte altfel, deci se simte pur și simplu, mă simt călare pe cal. Asta este, vreți o mașină pe care s-o simțiți? Asta e Mazda CX-5. Mai sunt și alte, și Kuga se conduce bine, și Tiguanul, deci sunt mașini care se conduc bine dinamic. Dar feeling-ul pe de-a-ntregul, care mie mi se pare cel mai complet, este la Mazda CX-5. Deci nouul CX-5 este într-adevăr o mașină care mie mi-a oferit cea mai bună percepție. Am avut câteva zile cu ea în care m-am simțit, nu am avut, deci mi-a închis gura. Asta este, mi-a închis gura. Orice ai vrea să spui, ți închide, taci din gură. Succes la cumpărături.